Numai puțin de 15 milioane de euro sunt disponibili începând din această săptămână pentru proprietarii publici și privați de terenuri agricole și neagricole care vor să înființeze plantații forestiere. Cererile de sprijin se pot depune până în data de 13 decembrie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a lansat cea de-a patra sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, alocarea financiară fiind de 15 milioane de lei. Cererile de sprijin pot fi depuse până în data de 13 decembrie 2019, schema vizând înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție pe terenuri agricole și neagricole. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole și formelor asociative ale acestora pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite. Beneficiarii schemei sunt deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și formele asociative ale acestora. Este vorba despre comune, orașe, municipii și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.